Iisus Hristos este Domnul și credem în acest nume deosebit și numele Domnului Iisus vă salutăm pe toți. Este un mare har că suntem aici. Für die, die Deutsch sprechen und Rumänisch nicht verstehen, herzlich willkommen. Und es gibt eine Übersetzungsanlage, okay? Dacă ești de limbă germană și avem mai mulți care înțeleg doar germana, există posibilitatea de traducere. Ce să traducem? Cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați, cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 4:12 ne așează un verset adânc în inimă și spune așa: fiindcă trăim în vremuri ciudate, în nimeni altul nu este mântuire. Și cuvântul acesta, mântuire, este pentru mine extrem de important să știu, să am siguranța că sunt mântuit. Căci nu este sub cer, în tot universul, pentru noi pe pământ, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și poate ești aici și misiunea sau mesajul nostru este acesta: Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Și vreau să te invit, să vă invit pe toți să ne ridicăm și să cântăm exact acest lucru: am fost păcătos, dar tu m-ai atins. Sub rușine îngropat eram, ce povară de neîndurat, jos în mormânt tu m-ai găsit. Respiram însă nu trăiam, suferința mi-o ascundeam, jos în mormânt tu m-ai găsit. Tu m-ai chemat la viață, eu venit de păcatul greu. Libertate am primit și eu știu, sunt un om nou de când te-am întâlnit. Tu m-ai chemat la viață, eu am venit. Aveam nevoie de liberare. Iubirea ta, Iisuse, păzitor.
tine. La viață eu am venit, din întuneric, în gloria numelui tău. Ce minunat este Domnul nostru, amin. El ne atrage către inima sa. Gesungen, was es heißt, Leben zu haben. Aber was ist das überhaupt? Das Leben ist nicht immer perfekt, nicht immer einfach, aber mit Jesus, mit dem Blick auf ihn, ist es ganz anders. Du kannst frei sein, obwohl du es nicht verstehst. Jesus, oh mein König, mein Blick liegt nur auf dir. Treu bist du gewesen und treu wirst du mir sein, denn dein Wort gilt für immer bis ans Ende aller Zeit. Und ich weiß, der Gott des Universums, der König aller Welt, ist der mein ganzes Leben in seinen Händen hält. Ich folge deiner Stimme, sie führt mich raus aufs Meer, dort ins Ungewisse, näher an dein. Losgelaufen, will ich nicht mehr zurück. Auch wenn der Weg nicht leicht ist, fass ich neuen Mut. Du bist vorausgelaufen, mit Dornen und dem Kreuz. Du hast nicht aufgegeben und nichts davon bereut. Und ich weiß, der Gott des Universums, der König aller Welt, ist der mein ganzes Leben in seinen Händen hält. Ich folge deiner Stimme, sie führt mich raus aufs Meer, dort ins Ungewisse, näher an dein Herz. Selbst wenn die Nacht noch lang ist, bin ich mir gewiss, dass du mich an die Hand nimmst, den Weg von mir erhältst. Du tätest das für jeden, weil jeder für dich zählt. Danke, Herr, dass wir zählen. Weil jeder für dich zählt. Der Gott des Universums, der König aller Welt, ist der mein ganzes Leben in seinen Händen hält. Ich folge deiner Stimme, auch heute mein Herz,
führt mich raus aufs Meer, dort ins Ungewisse, näher an dein Herz. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și spune Filipeni 2 că i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că numele acesta lui Iisus, noi toți care suntem, oricine, să se plece orice genunchi al meu și al tău, al celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci, haideți să spunem împreună, căci Iisus Hristos este Domnul. Amin. Asta declarăm prin cântare. Dar
minunat Dumnezeu avem. Aș vrea să te invit în timpul care ne stă înainte, preț de câteva clipe, de câteva minute, adu rugăciunea ta și spune: Doamne, cu ce te-am ofensat și ce aș putea să fac decât să-ți aduc inima mea, fiindcă știu că mântuirea ta este în dar și știu că tu nu faci greșeli, chiar dacă uneori eu cred asta. Vreau, Doamne, să te las pe tine să fii domn peste inima mea, peste viața mea, peste universul meu, peste vecinii mei, peste viața mea socială. Vreau să te invit tu să fii domn. Și, Doamne, te rog prin Duhul Tău cel Sfânt să mă ajut să înțeleg asta. Haideți să ne rugăm împreună și să aducem toată adorarea și mulțumirea lui Dumnezeu. Este atât de adevărat că în viață trecem prin faze bune, poate prin faze mai grele, poate prin cercetări unde Dumnezeu vrea să ne apropie de inima sa, așa cum cântam. Dacă am trecut perioada asta de Paște în care am sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos și moartea care El a adus-o, nu că El merita, noi normal meritam să murim pentru păcate, dar El a adus-o în dar. După Paște, prima lecție a fost lecția lui Toma, lecția credinței, unde Tom au zis: hei, dacă nu văd astea aici, cum a fost Domnul pironit, și dacă nu văd coasta sa care a fost răpunsă, eu nu cred. Vă dați seama, un ucenic, adică un creștin, un om care se numea creștin, zice: eu nu cred că a înviat numai dacă văd. Și Domnul Iisus îi dă o lecție extraordinară. Tu ce trebuie să vezi ca să crezi în Dumnezeu? Poate singurul lucru care trebuie să-L vezi este să-L vezi de o inimă smerită. Amin. Eu vă spun, mă uit în inima mea și ca să am o credință puternică, Domnul Iisus mă vrea să mă învețe lecția smereniei. Și uitați aici ce spune Pavel în cartea către Filipeni, adică în epistola sa, și spune: dacă este vreo îndemnare în Hristos, adică noi în dimineața aceasta, dacă ne îndemnăm la ceva, dacă este și vreo mângâiere pentru lucruri care trebuie mângâiat în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând unii cu ceilalți. Wow! Ce chemare! Doamne, vreau să fiu în același gând. Nu putem, că suntem diferiți, dar totuși putem să tragem pentru același scop. Când ia să țepi aceștia ai mândriei și vrei să arăți celuilalt că tu ești mai bun, și asta, lupta asta o duc eu, o ducem noi fiecare. Este foarte greu în inima noastră să fim smeriți. Dar uitați, merge versetul mai departe și spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Și lecția din duminica aceasta la rugăciune care vreau să învăț: Doamne, dă-mi o inimă smerită. În smerenie fiecare să privească pe altul, pe celălalt din fața sa, mai presus de el însuși, să nu fie el ăla care e grozav. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele celuilalt. Să aveți în voi și gândul acesta, și aici e învățătura care era și în Hristos Iisus. Noi practic nu învățăm de la Adi, nu învățăm doar de la Flavio, nu învățăm doar unii de la alții, ci învățăm în primul rând de la Hristos lecția aceasta. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Măcar că avea chipul slavei, a fost plin de onoare și cinste și slavă din totdeauna Hristos, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl, chiar dacă este Dumnezeu, ci spune că a ascultat, adică s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip de rob. Și am avut predica aceasta la Betel în urmă cu câteva săptămâni, ce înseamnă să fii rob. E, Hristos a fost mai întâi rob, înainte ca eu să înțeleg atitudinea de rob. Făcându-se asemenea oamenilor, a devenit ca noi, ca unul care
avea nevoie de mâncare, ca unul care avea nevoie de băutură, ca unul care avea nevoie de somn. Și spune că la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, noi o facem, și s-a făcut ascultător și încă până la moarte, a nu numai moarte așa, moarte de cruce, adică cea mai umilită care era pe vremea aceea, în timpul romanilor. De aceea, și uitați aici, sfârșitul, fiindcă nu s-a sfârșit cu moarte, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească că, haideți să mai spunem o dată, Iisus Hristos este Domnul. Rugăciunea mea este: Doamne, dă-mi o inimă smerită, Tu ești Tatăl meu. Și asta aș dori să rostim prin cântare, prin cuvintele noastre: Tată Sfânt, Tatăl nostru, Tu care ești în ceruri, îți mulțumesc, Tată, că îți pot și îmi dai dreptul să spun Tată. Ești Tatăl meu și îți mulțumesc că mi-ai dat un exemplu fantastic prin Iisus Hristos. N-aș dori să mă văd ca de apucat, ca și când aș merita lucrurile acestea, ci și eu: Doamne, dă-mi o inimă smerită ca să înțeleg ce înseamnă atitudinea de rob. Te laud, Tată, și asta vreau să-ți cânt. Cer și-n viața mea,
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și la noi aici pe pământ. Și minunea. Ne smerim, te iubim, voia Ta o primim. Ne rugăm, te chemăm, plin de credință cântăm. Ne smerim, te iubim, voia Ta o primim. Fiindcă voia Ta este bună, Doamne, te chemăm, te chemăm, plin de credință cântăm. Doamne, voia Ta să se facă în viața mea, fie împărăția Ta precum în cer. Să ne ierți greșelile, Doamne, așa cum și noi iertăm greșiților noștri. Și Te rugăm, nu îngădui ca să cădem când suntem în ispită, ci Te rugăm să ne izbăvești de Satan, de voia Lui. Te rugăm frumos, Doamne, să ne primești, fiindcă Ta este toată cinstea, toată gloria, toată slava. Tu meriți adorarea noastră, Doamne. Îți mulțumesc că ești gata să curățești inimile noastre și dintr-o inimă curată să primești adorarea. De aceea, Doamne, ne smerim în dimineața aceasta și Te rugăm, atinge-ne. Îți mulțumesc, Tată, că faci lucrarea aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt. Ne smerim, Te iubim, voia Ta o primim. Ne rugăm, pentru fiecare dintre voi care în această dimineață ați găsit cu cale ca să răspundeți invitației Duhului Sfânt de a veni în acest loc și de a vă închina împreună cu noi. Ne bucurăm pentru fiecare dintre voi, ne bucurăm pentru cei care sunteți de casă, pentru membrii bisericii, ne bucurăm și pentru cei care ne-ați mai vizitat și obișnuiți să faceți asta duminică de duminică, dar ca și gazde bune, ne bucurăm tare mult pentru cei care ne vizitați pentru prima dată în această dimineață. Și pentru că vrem să te salutăm într-un mod special, dacă cumva ești prezent în această dimineață, pentru prima dată în mijlocul Bisericii Betel, ridică-te pentru o secundă, te rog, ca să te vedem și să te felicităm pentru că ești cu noi. Domnul să vă binecuvânteze! Fiți binecuvântați! Mulțumesc! Mulțumesc! Puteți să luați locurile!
Da, fiecare dintre noi am găsit pe scaunul pe care stăm un card. Folosim cardul acesta pentru că vrem să stăm în contact cu fiecare dintre voi. Te rog, ia-ți câteva momente și treci prin el, completează sau bifează ceea ce Dumnezeu îți vorbește, ceea ce crezi că ai nevoie, cum te putem sluji noi ca și biserică. Fii sincer cu tine înaintea lui Dumnezeu și trece în acest card acele lucruri, acele motive de rugăciune pe care le ai, pe care Dumnezeu ți le pune pe inimă și în momentul în care coșulețul de colectă va trece prin dreptul tău, pune cardul acesta acolo sau la final în boxa de la standul info. Săptămâna aceasta, miercuri, ne vom întâlni la rugăciune și printre alte motive de rugăciune pe care le avem ca și biserică, unul dintre momentele pe care le vom petrece la rugăciune va fi exact pentru a ne ruga pentru acele motive pe care tu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, le-ai trecut pe acest card de rugăciune. De aceea te invit să faci lucrul acesta cu toată inima, cu toată seriozitatea. Apoi, săptămâna aceasta ne întâlnim și cu grupele mici. Fiecare dintre voi știți unde, la ce oră, în ce zi, țineți legătura cu liderii voștri de casă și întâlniți-vă și fiți o binecuvântare unii pentru alții. Zilele trecute am trecut ca biserică printr-o încercare care a atins una din familiile bisericii și cu toții ca și biserică am simțit lucrul acesta. Dumnezeu a găsit cu cale să cheme la el pe Ruth Hidec, fetița familiei Hidec, a lui Dani și Loredana. Suntem alături de ei în rugăciune încă de când ea era în burtica mamei ei. Continuăm să fim alături de voi, Dani, și în continuare și în mod special săptămâna aceasta, miercuri, de la ora 9, când va avea loc înmormântarea. Pentru detalii în direcția aceasta o să postăm sau o să trimitem pe grupul bisericii adresa, ora și alte detalii. Ce vă rog este să fiți alături de ei, să vă rugați pentru ei, să-i aduce înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i întărească. Apoi, astăzi după masă de la ora 18, toți băieții și bărbații necăsătoriți vă vedeți la cursul pe care l-ați început în urmă cu câteva luni. Astăzi continuați în cartea pe care ați început-o împreună cu Flaviu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea multă, multă călăuzire în sensul acesta. Nu în ultimul rând, aș vrea să aduc înaintea bisericii un review al taberei pe care copiii și adolescenții bisericii au avut o weekendul trecut, l-au petrecut în tabără. Cum a fost acolo, nu știm, dar vom vedea în curând. Haideți să privim ecranul. I was lost, running from the man I'm meant to be. Wandered off and woke up in the belly of the beast. I cursed the rain, but only now the flood has done its thing. It feels like a blessing falling on me. Dancing on the brink of unbelief, yeah. I let go, crack the ice and I fell underneath. It feels like a blessing falling on me. Ooh, now it feels like the blessing keep falling on me. Yeah.
Sets us free. Feels like a blessing falling on me. Cât de frumos a fost video. Mult mai mult a fost în tabără. Așa-i, copii? Da! Nu v-am auzit? Da! Ok. Aș vrea de la voi ca tot la fel de tare să și cântați, da? Da! Da? Da! Super! Haideți să cântăm! Da, 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 Doamne, da, Tu ești bucuria mea. Eu te laud și mă întind, amin. Da, 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 Doamne, da, Tu ești bucuria mea. Eu te laud și mă întind, amin. Nu vreau să fiu nici întristat, mai bine îl aud pe El înceta. Yeah.
Dumnezeu face multe lucrări extraordinare. Poate chiar voi care deja aveți peste 40 de ani vă aduceți aminte de o tabără de genul ăsta unde poate l-ați primit pe Domnul sau unde v-ați cunoscut soția sau soțul. Ne rugăm în continuare pentru ei, mulțumim lui Dumnezeu că îi avem, amin, și aș dori ca să ne pregătim sufletele, inimile pentru timpul de predică, unde lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească, dar aș mai vrea să facem un act de închinare și anume să ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie. Amin. Altă carte din Vechiul Testament, din Scriptură, cartea profetului Daniel. Și vreau să revin asupra unui aspect de acolo și vreau să vă întreb, ipotetic, dacă Daniel ar fi trăit astăzi, în vremurile noastre, cel puțin trei evenimente i-ar fi atras atenția. Care credeți că ar fi fost acelea? O eclipsă? Și un pic înainte de eclipsă a mai fost ceva. Taiwan a fost guduit de cel mai mare cutremur din ultimii 25 de ani. Proiectanți, arhitecți, ingineri, în zona aceea nu am gândit sau nu s-a gândit un standard pentru ceea ce a venit. Foarte interesante vremurile în care trăim. Foarte interesante. În noaptea aceasta, Israelul a fost atacat cu 300 de drone și rachete de către Iran. Dar nu numai de către Iran, înconjurat din toate părțile. De aceea n-aș fi putut să mă duc direct la textul dedicat zilei de astăzi din cartea Tit, fără să fac aceste observații care ne aduc aminte de realitatea pe care o trăim. Mai un lucru. Dacă vei citi atent Zaharia 12 acasă, Matei capitolul 24, dar și Ezechiel capitolul 38, vei vedea că trăim exact în acele vremuri. Și când am parcurs cartea Daniel, finalul capitolului 11 și începutul capitolului 12 vorbește despre aceste vremuri. Noi ca și creștini credem că Scriptura este inspirată de Dumnezeu și o dovadă a faptului că este inspirată de Dumnezeu este acest aspect. Fii atent! Poate ai venit aici necredincios în inima ta. Poate nu crezi, poate ai venit invitat de prieteni. Scriptura, Biblia asta, este o carte adevărată. A prezis cu exactitate aceste evenimente. Dacă nu mă crezi,
caută acasă, citește aceste pasaje de care ți-am spus. Vei vedea o împlinire întocmai detaliată. Dar mai spune ceva Dumnezeu, că El este apărătorul Israelului. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Și nu o să începem astăzi textul fără să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Haideți să ne plecăm capetele. Doamne Dumnezeule, în dimineața aceasta ne gândim la copiii nevinovați din fâșia Gaza, la copiii și tinerii și bătrânii din Israel, la faptul că lumea se răscoală, lumea se înfierbântă, ciuma, pustirea și sabia sunt prezente în lume astăzi. În același timp, Tu ne-ai lăsat și pe noi și ai un mandat pentru noi și ne-ai îngăduit să trăim în aceste zile de har în care vrem ca să fim sensibili la chemarea Ta specială. Ajută-ne să ne întoarcem cu fața spre Tine, Doamne. Doamne, Te rugăm să aduci pacea în Israel. Îți mulțumim că ne-ai îngăduit să trăim aceste vremuri de har în care profețiile Tale se împlinesc cu exactitate sub ochii noștri. Iar acum, în preajma revenirii Tale, înainte de revenirea Ta, în această dimineață, Te rog să lași Duhul Tău cel Sfânt peste mine și peste noi toți deopotrivă. Încă mai avem harul acesta în care ne putem aduna cu toți împreună. Și am văzut că în Israel adunările publice încep să fie interzise. Ne amintim de momentele din pandemie în care adunările publice erau interzise. Doamne, îți mulțumim pentru harul de a mai fi în această duminică împreună la un loc. Îți mulțumim pentru Germania. Te rugăm să binecuvintezi această țară. Mulțumim pentru suportul pe care îl aduc statului Israel. Doamne, Te rog să binecuvintezi statul Israel în aceste momente. Binecuvintează toate familiile de credincioși de acolo. Ne rugăm și pentru cei din Teheran. Doamne, vorbește-le. Sunt frați de-ai noștri acolo. Sunt și rabini evrei acolo. Doamne, ne rugăm ca Tu să binecuvintezi inimile lor. Și astăzi vrem ca să ne ajuți să scăpăm de fățărnicie, de prefăcătorie, de o inimă dedublată, pentru că vrem să alegem autenticitatea. Vorbește-ne, Doamne, și ajută-ne să Te ascultăm. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Cartea Tit, a doua cea mai scurtă carte din Noul Testament, prezintă o problemă care cuprinde biserica. Biserica din Creta este supusă influenței culturale din exterior și este atacată de ideologii străine din exterior, dar în același timp, Pavel ne prezintă încă o problemă. O problemă din interior. Fiecare categorie din biserică, în capitolul 2 și 3, este afectată de această problemă. De aceea, Pavel pornește cu remedierea problemei direct de la rădăcină. Și primul lucru despre care vorbește Pavel, cel mai important aspect, este o percepție corectă despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Cu asta își deschide el cartea. Te-ai întrebat de ce teologie în introducere, de ce atâtea noțiuni teoretice, pentru că fii atent. Cel mai important lucru este să ai o percepție corectă despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cine este Iisus Hristos? Și poate să-mi spui, nu știu dacă mă interesează. Pe mine mă interesează ca să am o viață bună. Ai fost creat. Suntem oameni, suntem creați. Dumnezeu este dincolo, El există. Nu poți să-I dovedești inexistența. Pentru că Dumnezeu este dincolo de atributul existenței. Doar noi, ca și creații, am avut un timp în care nu am fost. Asta dovedește și știința. Totul a pornit de la nimic. Ok, înseamnă că Dumnezeu e dincolo de existență. Dumnezeu a fost, este, va fi, este veșnic. Și de asta e foarte important să vezi ce vrea acest Creator de la tine. Ce vrea de la mine. Deci toată reparația, toată sănătatea începe cu o claritate. Cu vederea corectă despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Și cu asta și-a deschis Pavel introducerea în cartea Tit. Dar nu numai atât. O teologie curată. E foarte important să ai o teologie curată. Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu este ca și zeii greci, cu tabieturi, cu răzgândeli. Dumnezeu nu poate să mintă și nu în ultimul rând o structură autentică, curată. Vorbește despre presbiteri,
vorbește despre biserică. Ei bine, toate lucrurile acestea completează tabloul. Iar tu, ca să ai parte de creștere, trebuie să fii în acest loc în care există creștere. Locul în care Dumnezeu aduce binecuvântarea. Dar problema nu este doar din exterior și doar a gândirii, ci în interior, în biserică, în creștinism, din totdeauna au apărut probleme. De ce? Știți de ce? Pentru că adevărul a fost înlocuit cu alte lucruri. Haideți să citim împreună textul nostru din capitolul 1. O să reiau versetul 9 și o să mergem până la finalul lui. Acolo e vorba de prezbiteri. Ei să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, să înfrunte pe protivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți care sunt nesupuși, flecari, asta înseamnă vorbăreți, și amăgitori, păcătoși cu putere de convingere, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea, mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Până și mâintea și cugeturile sunt spurcate. Și acum fii atent. Pavel, despre ce vorbești? Încep să pun întrebări textului. Încep să îl întreb pe Pavel. Pavel, despre ce e vorba? De ce asta e o problemă? Pentru că fii atent. Aici, într-o oarecare măsură, suntem toți. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Tăgada înseamnă negare. E un arhaism. Potrivnicul, antilego, este cel care contrazice tăgada. Tăgada. Nesupuși, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici, nu sunt în stare pentru orice faptă bună. Amin. Cuvinte mari. Cuvinte destul de dure pe care Pavel le adresează unei biserici până la urmă. Unui tânăr care trebuie să se ducă în fața unei comunități și să prezinte și să vorbească, așa vorbește Domnul biserică. Uite care e problema. Există doar două categorii în biserică, dragii mei. Doar două categorii de oameni. Astăzi suntem aici din diferite părți. Diferiți. Suntem mădulare unii altora, Duhul Sfânt ne încarcă pe fiecare cu aptitudini, cu înzestrări, cu daruri diferite. Asta nu este o diferență care să conteze, din contră asta dă un plus de valoare bisericii lui Dumnezeu, este frumusețea lucrării. Ba mai mult, și faptul că venim din zone diferite și familii diferite, înfrumusețează biserica lui Dumnezeu și din popoare diferite. Amin? Și asta îmi doresc, ca Biserica Betel să fie o biserică cu impact multicultural. Acum, în preajma venirii Domnului, fiți bineveniți toți cei care sunteți în casa Domnului pentru prima dată. Dar fii atent! Diferența care este dramatică este că nu toți suntem autentici. Și o să vezi de ce. Indiferent că vrei sau nu vrei, nu poți să faci parte dintr-o a treia categorie. Doar din aceste două categorii faci parte. De aceea vreau să te întreb, ca să completez ceea ce am spus, să spun o întrebare reflectivă de interior. Ce moștenire lași în urma ta? Ce amprentă lași în viața oamenilor lângă care tu trăiești? Ce moștenire lași? Știi ce înseamnă moștenire, nu? Fii atent! Nu există un schimb neutru în interacțiune. Observi în textul ăsta, există oameni care au impact, impact negativ. Nu există schimb neutru. Cu fiecare interacțiune, tu dai sau iei viață.
Dai sau iei viață, nu există schimb neutru. Cum adică? Atunci când îl prezinți pe Hristos în conversația ta, Hristos este calea, adevărul și viața. Deci dacă vorbești de Hristos și îl arăți pe Hristos și trăiești în voia lui Hristos, aduci viață. Amin. Aduci viață spirituală, vorbești despre viață spirituală. Dar dacă nu vorbești despre Hristos, nu faci voia lui Hristos, e o cale a morții, pentru că păcatul aduce moartea. Înțelegi? Nu există schimb neutru. În războiul ăsta nu există schimb neutru. Cu fiecare interacțiune iei sau dai viață. Și vreau să spun că primul om de care trebuie să te ocupi ești chiar tu. Îți poți da viață și îți poți lua viață în sensul în care contribui acolo. Duhul Sfânt este cel care dă viața din belșug. Dar fii atent, cheia-i pe dinăuntru. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, spune Scriptura în Apocalipsa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, spune Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, ai și tu o contribuție. Fii atent, astăzi încă mai avem o duminică de har. Nu știu când, câte duminici o să mai avem așa. Ne bucurăm de asta. Fii sensibil și astăzi încă poți să deschizi inima ca Duhul Sfânt să intre acolo și să lucreze. Cum amprentezi oamenii din viața ta? Cum te amprentezi pe tine? Ce amprentă lași? Ce moștenire? Ce îți oferi astăzi? De cine te lași influențat? Există oameni autentici și oameni parveniți. Caută să te lași influențat de oameni care trăiesc autenticitatea. Am folosit termenul de parvenism. Ce înseamnă parvenitul? A ajunge fără merite deosebite, prin mijloace neoneste sau printr-un concurs favorabil de împrejurări. La o bună situație materială, politică, socială, profesie. Deci imaginați-vă că sunt un profesor universitar cu titlu, dar nu mi-am luat nici bacalaureat. Un exemplu de parvenit. Noi românii am avut un exemplu în ăsta, soția lui Ceaușescu era doctor academician și savant și n-avea decât câte? Două clase avea. Clasa întâi și a doua. Dar eu nu sigur de a doua. Ei, tot așa e și pe tărâm spiritual. Există tărâm spiritual. Din care dintre cele două categorii vrei să faci parte? De cine te lași influențat? Și o să vezi că învățătura străină e atractivă, ajunge mai repede la tine. Sunt doar două categorii. Una bună și una rea. Una autentică și una care folosește măști. Și mulți dintre noi avem măști care trebuie să le dăm jos. Când a venit pandemia, nu a adus nimic nou. Doar că măștile erau la vedere. De asta trebuie să ne pocăim, frații mei. Să ne dăm măștile jos, să umblăm în lumină și să ne recunoaștem starea de păcat. Uite, așa arată fățărnicia, parvenismul. Vezi? Și-a pus o mască, dar în spate e o problemă. E o problemă. Ce este parvenismul spiritual? Sfățărnicia spirituală. Uneori puternic caracterizat prin autopromovare. Ei se laudă, cunosc pe Domnul, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Cum adică? Păi nu sunt remarcați prin virtutea pe care o afirmă cu au. Ei sunt remarcați prin ceea ce spun despre ei înșiși. Sau ceea ce spun despre mine. Unii parveniți sunt caracterizați prin lene și lipsă de rodire. 2 Petru 1 cu 8. Ne spune că Duhul lui Dumnezeu și Evanghelia nu ne lasă să rămânem lene și neroditori. Vă aduceți aminte în pilda mlădiței neroditoare, mlădița de vie, care nu aduce rod. Ce se întâmplă cu ea? Se taie și se aruncă în foc. Prin rodire, prin aceasta, prin roade, tatăl meu este proslăvit. Da, el e vierul, dar prin roadele noastre îl proslăvim și îl lăudăm pe tatăl. Și apropo, roadele vin tot cu contribuția tatălui, prin Duhul Sfânt. Dar ai o contribuție și tu. Unii parveniți sunt caracterizați prin lene și lipsă de rodire.
fățanicii, uneori sunt vocali, sunt influenți, influențează în rău. Știi care e problema? Victimele fățanicilor și a parveniților mor în liniște, tăcuți. În timp ce ei sunt vocali, sufletul se stinge tăcut. Parveniții sunt duplicitari. Roada principală este minciuna. Parvenismul determină minciună. Și vreau să mă întreb. Eu prezint că totul e ok în exterior. N-am nicio problemă. E ok cu sufletul meu. E ok cu mine. Dar s-ar putea să fie exact invers. Și crede-mă ce spun. Oamenii care nu-și văd starea de păcat de obicei au cele mai mari probleme din toate punctele de vedere. Cine umblă în lumină și vrea să umble în lumină și recunoaște starea de păcat și o mărturisește. Amin? Nu ține acolo. Să facă viermi. Nu ține ascunsă. Au focalizări personale. Interese legate de profitul personal. Un câștig urât, spune Pavel. Parvenismul este o cale care pune în evidență mai repede decât autenticitatea. Mai repede ajungi vizibil, lăudându-te, decât ca oamenii să te repereze conform unei virtuți. Produce confuzie, produce și se bazează pe minciună. Este atractiv pentru că lipsa de rodire e o cale ușoară, ieftină. E o cale a unui avantaj personal, câștigi mai repede pe plan personal, dar produce dezbinare, nesupunere, dezechilibru și neproductivitate. Pe toate planurile, crede-mă, pe toate planurile. Nu de puține ori, depresia nu este caracterizată de surmenaj, ci depresia este caracterizată pentru că la un moment dat, duplicitarismul ăsta aduce roade în inimă. Doar Duhul Sfânt aduce vitalitate. Fățărnicia, dragul meu, lasă ca ceea ce este rău în inima ta să facă pui. Să se așeze acolo. Și inima se strică. Și firea noastră croiește idoli. Îi recroiește, îi regândește, îi întărește. Învățătura parveniților nu este transformatoare pentru caracter. Nu deranjează pe nimeni. E bună, gâdi la urechile. Este lipsită de conținut și de teologie. Dragii mei, dacă nu aveți teologie și nu avem teologia bine stabilită la punct, practica poate fi oricum. Pentru că într-un căpic gol pot veni informații care să dicteze lucruri greșite. De asta e foarte important ca să-L cunoaștem bine pe Dumnezeu. Amin? Amin. E foarte importantă învățătura, credeți-mă. Și apoi când totul ți este clar, poți să aplici o practică curată. Dar dacă nu ai cunoștința adevărului, vei îmbrățișa orice minciună cu ușurință. Asta e important, să citești Scriptura. Strânge-o în inima ta. Amin. Nu uita nici pe celelalte, pentru că și asta s-ar putea să fie o extremă. Dar parvenismul și fățărnicia produce dezbinare și dezbinarea, dragul meu, este o boală cu transmitere în masă. Asta spune versetul 10. Mai ales printre cei tăiați împrejur, ăștia care se cresc sfinți, au înlocuit Harul lui Hristos cu legea Vechiului Testament. Sunt mulți. O boală, un virus care produce dezbinare. O rupere a ceea ce era unit. E o boală cu transmitere în masă. De aceea este nevoie de o combatere fermă. Pavel folosește termeni duri, mustrare aspră, uite, astuparea gurii. Asta înseamnă că interzicerea de a da învățătură unei persoane care are învățătură toxică. Există însă un contrast pe care o să mi-l spui. Hei, Flaviu, da, fii atent. Cartea 2 Timotei scrisă după Tit, ok, și acolo Pavel spune că robul Domnului trebuie să mustre și să îndrepte cu blândețe, iar lui Tit îi spune, mustră-i aspru! Astupă gura, înfruntă-i, versetul 9. Ce se întâmplă? S-a mai pocăit Pavel de acolo? Ce s-a întâmplat? Și-o dat seama că nu-i bine? Nu. Vreau să îți explic despre ce-i vorba. Fii atent, în 2 Timotei 2,24, și robul Domnului trebuie să se certe și să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici,
în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului, adevăr practicabil și în casa ta și pentru toate soțiile din dimineața asta. Amin. Și roaba Domnului și robul Domnului. Mustrați-i cu blândețe pe soții voștri și pe soțiile voastre, cu dragoste. Puneți un pic de zahăr acolo și o să fie bine. Dar aici e vorba de altceva. Hei, în Creta se cerea o fermitate pentru că în Efes erau strecurați oameni cu învățătură greșită. Era o boală la un alt stadiu, la un alt nivel. Dacă sunt medici aici, pot să-mi confirme că boala în diferite stadii de dezvoltare în trup se tratează în mod diferit. Când boala cuprinde tot, când infecția cuprinde tot, trebuie să folosești antibiotice puternice, dure. Tratamentul e mai dur. Înțelegi? Aici e vorba de o problemă de proporții. Motivul nu-l constituie o contradicție între Tit și Timotei, 2 Timotei, ci o problemă de proporții. Sunt mulți printre cei tăiați împrejur. Nu sunt câțiva. Bă, vezi că e o majoritate, Tit, acolo, în biserica aia, e o majoritate. Partida celor tăiați împrejur. Ăștia credeau că doar printre ei împrejur. Hristos nu-i suficient. Harul lui Hristos nu-i suficient. Trebuie să împlinești și legea Vechiului Testament. Legalism. E o problemă de proporții. O infecție masivă. Dar și oameni care nu-și vedeau rătăcirea. Nu-și vedeau rătăcirea și starea lor de păcat. Asupra lor, Pavel trebuie să acționeze cu fermitate. Cere lui Tit. Tit, acționează cu fermitate. Și există elemente de recunoaștere a unei dezbinări care poate să înceapă oricând în inima ta. Tăgadă înseamnă să negi puterea lui Dumnezeu. Necredința își ia la rădăcina dezbinării. De asta e important să faci distinție între convingeri, între valori absolute, păreri. În absolute suntem uniți. În convingeri studiem ca să ajungem împreună. În păreri putem să avem păreri diferite. Dar nu ridica niciodată părerea ta la nivel de absolut. Pentru că s-ar putea să fie greșită. Uită-te la ceea ce spune Scriptura. Parvenismul însă nu este interesat de ceea ce spune Scriptura. De asta trebuie să te uiți în inima ta. Pe ce cale ești? Pentru că există o posibilitate foarte simplă să-mi dau seama dacă sunt într-un pericol spiritual sau nu. Fățarnicul nu se vede pe sine ca pe un păcătos. Ei se laudă că îl cunosc, dar cu fapta îl neagă. Oamenii care generează dezbinări își proclamă de obicei corectitudinea într-un mod public, însă în practică sunt necredincioși și neagă puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Unitatea, dragul meu, e o cale mai costisitoare. E o cale a jertfei, a imaginii de sine. Jertfesc imaginea mea, îmi recunosc păcătoșenia, mă uit la cel de lângă mine, mai presus decât față de mine. Nu mă uit de sus în jos, mă uit de jos în sus. Asta e marea diferență. Când intri într-o cameră cu oameni pe care nu-i cunoști, să pornești cu premisa că oamenii ăia sunt și mai deștepți, și mai capabili, dar și mai sfinți decât tine. S-ar putea să nu fie așa, toate șansele. Dar de ce să o faci invers? Dacă ai astfel de porniri, fii atent, o să generezi dezbinări. Ești pe o cale greșită. Ești pe o cale a fățărniciei. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima. Trebuie să ne schimbăm. Trebuie să facem o schimbare de macaz totală. Să ne vedem nevernicia și să ne recunoaștem păcătoșenia. Amin. Starea de păcat. Asta e foarte important. Aleg în cazul acesta autenticitatea, care înseamnă și să aleg unitatea, care e costisitoare. 2. Nesupunerea e o boală degenerativă. Parveniții nu se supun. Ei vin, îs ok, îs prezenți, dar nu interesează transformarea. Și vreau să spun că rebeliunea și nesupunerea nu este rezultatul unui abuz din copilărie. Nu.
Poate să fie însă un tipar învățat, dar nu este rezultatul abuzului din copilărie. Nesupunerea față de Hristos, de Scriptură, de structurile lui Hristos, este forma practică a unei alte evanghelii. Este forma practică a învățăturii demonice, pentru că Satan conduce prin dezbinare. Dictonul latin al Imperiului Roman, Dei divide et impera, dezbină și stăpânește. Vedeți că și astăzi unii aplică treaba asta și la nivel de politică. Nesupunerea este un mod practic al unei învățături sau unei concepții sau gândire demonice. Chiar dacă poate tu o să spui, eu n-am învățătură. Ei, cine ți-a alimentat gândirea? Cu ce te alimentezi? Unde stai cel mai mult și unde îți petrești timpul cel mai mult atunci când citești? Literatură creștină, Scriptura? Asculți cuvântul lui Dumnezeu? Fii atent că Facebook-ul, TikTok-ul, YouTube-ul nu conțin toate lucrurile astea. Și te miri de ce uneori te simți atras de anumite zone. Pentru că nesupunerea e o boală degenerativă, e alimentată de învățătură străină și nu rămâne la un nivel, se agravează. Nesupunerea e o boală care se agravează. Degenerativ înseamnă că nu rămâne așa în stadiul ăla boala aia. Avansează, degenerează ființa. E cuprinsă de boală. E un mod de viață față de Scriptură, față de structurile de autoritate lăsate de Dumnezeu. Sunt un fățarnic, sunt pe o cale greșită. Uită-te un pic la felul în care te raportezi la autoritățile lăsate de Dumnezeu. La Scriptură, poate o consideri așa, o literatură, o carte care nu e capabilă să-ți ordoneze și să-ți comande viața. În contrast cu nesupunerea, viața în Hristos înseamnă supunere crescândă față de Hristos, Scriptură și structurile lăsate de Dumnezeu. Ai văzut în textul ăsta că nu oricine care se laudă că îl cunoaște pe Dumnezeu, îl cunoaște cu adevărat. Dar eu sunt ok, știi, eu sunt ok. Și credeți-mă că sunt oameni care îmi spun, nu pot să accept anumite lucruri în viața mea, o formă de autoritate. Nu pot accepta. Tata și mama m-au abuzat în copilărie. Eu am o alergie. Hei, nesupunerea nu este rezultatul unui abuz. E și o decizie și o boală degenerativă. Nu o să rămână la nivelul ăsta. Rebeliunea se amplifică. De aceea, haideți să lăsăm ca Duhul Sfânt să schimbe viața noastră, inima noastră. Care e rezultatul nesupușilor, învățătorilor eretici aparveniți? Uită-te în text. Familii buimăcite! Cupluri lipsite de afecțiune. De ce? Pentru că dacă nu există supunere și iubire în familie, nu există nimic. Păi există dezbinare! Nu uitați că atunci când doi oameni se învoiesc asupra unui lucru după voia lui Dumnezeu, Hristos promite că îl va da dacă îl cer. Deci înțelegerea dintre doi oameni este un loc al puterii. Dezbinarea e un loc al slăbiciunii. Asta strică bisericile noastre și începe cu nesupunerea. Lipsă de orientare, familii care n-au nicio orientare clară, biblică, orice este bun de luat. Și yoga, e ok? Și vă văd pe unii că mai aveți câteva amulete pe la gât purtate, zodiacul, e ok și ăla? Sunt instrumente demonice. Sunt instrumentele lui Satan cu care vine în casa ta. Și te miri de ce n-ai pace? Păi nu poți să fii și al lui Dumnezeu și al lui Satan. N-ai cum. Nu purta semnele lui. Astăzi e timpul să iei o decizie. Lapă-te de Satan. Familii buimăcite, fără o direcție clară a rolului lor în biserică și a importanței cunoașterii Scripturii. Prea multă Biblie. Nu ne place învățătura, știi? Noi... Pavel, vorbirea ta e prea teoretică, greoaie. Învățătorii falși sunt oameni care folosesc oportunitatea în scopul de a câștiga faimă, popularitate cu un scop comercial de multe ori. Folosesc o învățătură legalistă, contrară Scripturii de multe ori, știi?
deghizat în evlavie și cunoaștere de Dumnezeu. E mai simplu să-mi pun un baticuț pe cap decât să-mi scriu legea lui Dumnezeu, să o las să fie scrisă pe inima mea. Pentru că asta este un preț care trebuie să-l plătesc, trebuie să renunț la multe lucruri. La mândria mea personală! E mai simplu să arăt ceva în exterior și mult mai reperabil. Dar nu uita că învățătura profeților mincinoși, învățătura lui Satan, nu are efect transformațional asupra caracterului. Doar a exteriorului. Coaja e importantă. Fațada! Când am învățat despre restaurarea clădirilor istorice și restaurarea fațadelor, credeți-mă, dacă restaurez doar tencuiala când există infiltrații de apă, în scurt timp lucrurile se strică din nou. Apare din nou mucegaiul. Păi trebuie ceva serios, trebuie să sapi pe lângă fundație, să izolezi, să scoți apa de acolo, să tratezi zidăria, să o dai cu substanțe, să separe apa, să trai uneori cu fierăstrău zidul și să introduci o hidroizolație ca apa să nu mai ajungă în sus. Pentru că dacă faci numai fațada, crede-mă că după problema apare din nou. Creștinismul nu e o problemă de fațadă, e o problemă de inimă. Inima importantă. De aceea, nu uita că nesupunerea față de Hristos, supunerea inimii trebuie să fie supusă lui Hristos. Nesupunerea e boală degenerativă. Avansează. E ca și cancerul. Îți cuprinde tot. Până la urmă nici tu nu te mai poți stăpâni. Nu te poți stăpâni de la nimic. Un alt lucru, fii atent. Familii buimăcite, dezechilibru. Acolo, la nespunere, am pus o icoană legată de cap, de creier. Așa arată icoana unui accident vasco-cerebral. Când se întâmplă ceva, se strică un circuit. Pe urmă, dacă nu-i tratat, nu există tratament, moare tot creierul. Infarct cerebral. Dezechilibru, dragul meu, este rezultatul asumării unor minciuni. Uite mincinosul. Una gândește, alta spune. Spune ce e bine, dar în capul lui e altceva. De ce? Pentru că parveniții spiritual înlocuiesc conținutul Scripturii cu alte aspecte. Fii atent. Legalismul în perioada asta a Harului. Legalism. Legea Vechiului Testament aduce dezechilibru asupra individului, dar și asupra familiei. În timpul lui Pavel, legaliștii opreau căsătoria. Și vedeți că curentul ăsta începe să devină tot mai modern și astăzi. Trăim împreună, nu-i problemă. Ba chiar am auzit o femeie care se credea proroc, are destul de multe vizualizări pe YouTube și spunea, nu vă mai căsătoriți și nu mai faceți copii, pentru că nu-i voia Domnului asta. Învățătura străină, învățătura lui Hristos este trăirea în curăție, căsătoria. Totul este necurat. Aici, în textul ăsta, e vorba de mâncare. Doar mâncarea coșer e bună. Evlavia creștină e înlocuită cu practicarea unor porunci. E mai simplu să restaurez doar fațada. Nu mai trebuie să investesc în reparația zidăriei, în scoaterea apei de acolo. Autoritatea Scripturii e înlocuită cu autoritatea tradiției. De aceea lucrurile s-au degenerat în bisericile tradiționale, pentru că Biblia a fost înlocuită cu tradiția. Și când Martin Luther face reforma, unul dintre sloganele reformei a fost sola Scriptura. Doar Scriptura, pentru că se contrazicea cu Sfânta Tradiție. Și astăzi avem parte de aceleași lucruri. Uite-te, fii atent la lucrurile care se înlocuiesc astăzi. Fii foarte atent. Un Hristos diferit. Prietenul, dar nu Domnul. Un fel de tonomat al rugăciunii. Mai bag o zi de post, mai o rugăciune. Doamne, dăm, Doamne, făm. Doamne, de ce nu mi-ai răspuns la rugăciunea cu tare? Asta e un alt Hristos, dragul meu. Hristos ca Domn înseamnă, Doamne, vreau să înțeleg ce îmi ceri. Dacă e după voia ta, dăm cu tare lucru, dar dacă nu, ajută-mă să accept voia ta. Amin. Asta este adevărul.
practici diferite și legi noi față de cele scripturale. Autoritatea individului care înlocuiește autoritatea Scripturii și a Duhului Sfânt. Votăm! Votăm tot! O altă etică din exterior, uitați-vă ce pătrunde din afară, avortul, ideologia împotriva vieții. Și uneori, să lupți pentru viață e costisitor. Întrebați familia Hideg. Ei sunt luptători în săptămâna asta, slavă Domnului. Au fost eroi credinței pentru noi. Încurajați-i un pic. Nu totdeauna e ușor. Din afară vin alte lucruri. Practica strictului necesar. Nu-i rentabil să trăiască. Îl deconectăm de la aparate, suicidul asistat. Sterbe Hilfe în Germania și în Austria. Asta este o altă etică. Și am discutat cu un oncolog, profesor, doctor universitar la spitalul din Viena, care îmi spunea că există așa o decădere morală în etica medicamentelor, când un flacon în realitate de chimioterapie ar trebui să coste câteva sute de euro, cel mult, el costă zeci de mii. Diavolul urăște umanitatea. Își dorește moartea noastră pentru că ne urăște. Doar Hristos te iubește. Amin. Hristos te iubește cu adevărat. Dacă nu crezi asta, uită-te la cruce. E declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine. Dar dintr-o dată harul nu mai e suficient. Avem nevoie de altceva. Să aducem filozofie și psihologie acolo unde Scriptura poate că tace pe moment. Mi-a plăcut în cartea asta, cei de la consiliere o citesc, al lui Timothy Lane și Paul David Tripp, cum se schimbă oamenii. Astuparea golurilor. Sunt unele locuri în care, da, Evanghelia tace, nu vorbește, dar atunci avem nevoie să aducem conținut. Și ne luăm conținut din alte părți. Și fii atent. Formalismul reduce toată Evanghelia la adunările și lucrările bisericii. Și prin asta crezi că e împlinitor. Ăsta e formalism. E important ca legea lui Dumnezeu să fie scrisă și pe inima ta. Amin? Pentru că altfel apare dezechilibru. Familii buimace. Venim, dar nu se întâmplă nimic. Legalismul, o altă evanghelie prin care mântuirea se capătă prin reguli stabilite de noi. Noi nu stabilim reguli, noi avem conduite, dar nu sunt superioare Scripturii. Scriptura este cea care ordonează adevărul ordonator. Amin. Dar fiate, mai este ceva. Misticismul. Reduce Evanghelia la experiențe emoționale și spirituale. Experiența înainte de învățătură. Doar experiența. Apoi vine și biblicismul. Și aici eu mă văd de multe ori într-un pericol. Nu-i rău să îți dorești și chiar foarte recomandabil, cu asta începem, să înveți învățătură, să acumulezi învățătura, dar Evanghelia este redusă la stăpânirea teologiei și conținutului biblic. Comunitatea și închinarea au fost efectiv scoase afară și înlocuite cu impulsul de a avea cât mai multă cunoștință. Dragii mei, de asta nu sunt de acord dacă unii din voi veniți doar la predică. Biserica începe cu părtășie, închinare, are și învățătură, patru dimensiuni cel puțin, pe care biserica din antichitate a avut-o și sunt valabile până în ziua de azi. Învățătura apostolilor, rugăciune, strângerea la oaltă și frângerea pâinii. Amin. Ele se regăsesc și în declarația noastră de scop sub acronimul SARE. Psihologismul, Evanghelia se reduce doar la vindecarea nevoilor emoționale. Am nevoie, de asta sunt aici, vreau ca inima să-mi fie vindecată, atât. Hei, nu-i numai atât. E important să înțeleg vocea lui Dumnezeu și să răspund la chemarea lui, amin? Asta e important. Altfel îți dezechilibrat, purtat încoace și încolo, de orice vânt de învățătură. Mai încă una, socialismul. Asta e foarte interesant. Evanghelia este redusă doar la o rețea de relații împlinitoare. Mă duc acolo pentru că mă bucur și îmi este și asta e o nevoie care trebuie să fie împlinită. Dar nu-i tot. De aceea,
Petru ne spune, și numai Petru, și Pavel insistă asupra acestui aspect. Când faceți un lucru, să nu lăsați pe celălalt nefăcut. Caută să ai un echilibru. În secolul nostru însă este o perioadă de deconstructivism. Toate argumentele trebuie demontate. În locul argumentelor scripturale aducem altceva. Diversitate rău înțeleasă, ideologie LGBTQ, diavolul își bate joc de oameni. Nu mai au voie nici să recunoască un adevăr, adevărul înlocuit cu o minciună. Ba mai mult, copiilor, li se induce ideea asta, când băieței nu s-au născut băieți, ei vor alege ce vor fi, adevărul interschimbabile, lucruri toxice. Atenție că dacă nu avem lucrurile bine setate în mintea noastră, lăsate de Duhul Sfânt acolo, putem fi purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Să fim atenți, frații mei. Rezultatul contemporan, fii atent care e rezultatul. Individualism. Și individualismul, adică eu sunt suficient cu mine însumi. Mă, bărbații au mai mult impulsul ăsta pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi când ne-a pus în grădina Eden, într-un fel autonomi. Adică bărbatul se descurcă să aducă toate lucrurile în casă. Uitați-vă puțin la istoria biblică. Niciodată bărbatul singur nu a putut să facă față la o problemă de familie. Avram, deși s-a luptat cu 5 regi, când cineva s-a îndrăgostit de nevastă sa, n-a putut să facă nimic. Samson, puternic, dărâmă tot! E cucerit. Fii foarte atent. Chiar și în familie, individualismul este distrugător. Trebuie să lucrăm în echipă. Mădulare unii altora. Amin? Și asta înseamnă să trăim și ca și biserică, în curăție și să știm că în lupta spirituală nu o să izbutim niciodată de unii singuri. Iată ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, adică desăvârșirea sfinților, propășirea, urcarea mai sus, fără ăștia nu-i posibilă. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, dar eu vreau să rămân mic, îmi place numai lăpticul, bucatele tari. Sunt prea tari. Dar de ce, frate? Nu mai ai dantură? E foarte important să te uiți spiritual. Poate ești tir. E important. Fii foarte atent. Și fii atent, Pavel continuă. Ca să nu mai fim copii. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor și în mijloace de amăgire, atractivi. Sunt atractivi. Dacă nu te separi de lucrurile care te distrag de la împlinirea scopului, să știi că distragerile te vor separa de scop. De aceea, fii foarte atent că dezechilibrul este rezultatul asumării unor minciuni în inima ta. Separă-te de ele. Aleg autenticitatea, aleg adevărul, aleg ascultarea. Amin. Dar parvenitul alege și o cale a lipsei de roadă. De ce? Nu ai roade în viață. Cauți cu lupa și nu vezi nimic. E credința aceea care spune că e ok și în absența roadelor Duhului Sfânt. Dar credința fără fapte este o credință moartă. De aceea fugi de o astfel de credință cât te țin picioarele. E o cale a criticii și a consumerismului în loc de apreciere și zidire. Fără rodire. O cale a evaluării celorlalți, dar nu a evaluării proprii tale inimi. Asta e foarte important. Parvenismul e interesat de obicei de cantitate, nu de calitate. Fățărnicia exclude rodirea. Dar fii atent, o viziune a rodirii, o viziune a roadelor Duhului Sfânt exclude parvenismul. Pentru că viziunea îți selectează prioritățile, anturajul, scopurile, îndeletnicirile. Viziunea selectează. De aceea, cum spunea T.D. Jakes, viziunea trebuie să fie și un lucru care te deranjează.
trebuie să-ți fie greu, pentru că dacă viziunea ta de viață este un lucru pe care poți purta cu ușurință, este o viziune strict umană. Dar dacă viziunea ta de viață include acolo lucruri pe care doar Dumnezeu le poate purta, asta e o viziune de la Dumnezeu. Un exemplu, curățirea inimii tale. Este inclusă în viziunea ta. Tu singur nu te poți ajuta, crede-mă ce spun. Nu te poți ajuta deloc. Tu singur nu poți să-ți facilitezi ca să respiri singur fără ajutorul lui Dumnezeu. Viziunea ta de viață trebuie să includă lucruri mărețe, lucruri nebunești, ucenici care vin după tine, să fii sarea pământului, să fim o biserică care crește dinamic. V-ați gândit vreodată la un Schwabach pentru Hristos în totalitate? Poate că de asta ne-a lăsat Dumnezeu aici. Un oraș pentru Hristos, o societate pentru Hristos. Îndrăznește pentru mai mult. Viziunea trebuie să fie ceva care te deranjează, care nu poți purta singur. Familia ta pentru Hristos, familia ta câștigată pentru Hristos, schimbarea inimii tale, este în viziunea ta de viață. Lucruri grele. Frații Wright, ne uitam la un clip cu grupul mic, frații Wright făceau biciclete. Cu asta s-au ocupat. Știți ce au făcut? Știți ce au inventat? Avionul. În timp ce îi crezi bicicleta unui, îi repari bicicleta, cum ar fi să-i spui, știi, eu mă gândesc la avioane. Viziunea trebuie să fie ceva care deranjează. E mai mult decât o poți purta tu. Care e viziunea ta? Știi care e viziunea? Viziunea pe care ți-o dă Hristos. Du-te și vestește Evanghelia. La toți. Asumă-ți Evanghelia și vestește-o mai departe. E un lucru care nu-l poți purta singur. Curățirea inimii nu-l poți face tu singur, îl face Dumnezeu. De ce? Dacă viziunea ta de viață e o viziune simplă, e o viziune strict umană, dacă viziunea ta de viață include lucruri nebunești de genul ăsta, e o viziune de la Dumnezeu. Propovăduirea crucii e nebunie pentru oameni. Dar eu cred că Dumnezeu ne-a lăsat aici, acum în preajma venirii Domnului, cu un scop. Nu ca să conservăm o tradiție venită din alte părți. Aici suntem și germani, și sârbi, și unguri, și români. Trebuie să mergem la toți oamenii și să le spunem că încă există har. Amin? Dar fățărnicia nu o să accepte asta, pentru că e costisitor. Când am fost într-o încercare, unul dintre liderii de grup mic de aici din biserică și-a luat o zi liberă, când eram încă în Austria, numai ca să se roage, a plecat de la lucru, ca să se lupte în rugăciune. Fățărnicia nu o să facă asta. Fățărnicia alege lucruri cheap, ieftine, low cost. La low cost, călătoresc spre cer, mi-am luat bilet la low cost. Credeți-mă, în călătoria spre cer, Dumnezeu e mai bun la clasa întâi. Amin? Nu te gândi la să zbori la preț redus spre cer, că nu există așa ceva. Am auzit că la clasa întâi îți fac și masaj la picioare. Parvenismul e exclus de o viziune a rodirii. Viziunea asta trebuie să te deranjeze. Dacă viziunea ta nu selectează prioritățile, anturajul și prioritățile, El îți va selecta viziunea după. Anturajul, prietenii, îți va selecta viziunea. De aceea, viziunea lipsei de roade și de calitate este o viziune a parvenismului, a fățărniciei. Caută ca mâine să fii mai departe decât astăzi. Știi ce e interesant? Uite-te la harul lui Dumnezeu. Da, vreau să vă spun că nu sunt unde aș vrea să fiu astăzi. Nu sunt acolo. Dar nu sunt nici unde am fost ieri. Amin. Nu sunt acolo pentru că Dumnezeu e bun. Calea credinței nu e o cale a menținerii. Așa cum spune Pavel în Efeseni și către Tit. Calea credinței e o cale a creșterii,
Amin? Nu rămâi la biciclete. Faci avioane. Te gândești la lucruri mai tari, mai consistente. Am câteva întrebări la grupul mic, doar două dintre ele. De multe ori vorbim despre ceea ce ar trebui să facem. Și întrebarea 4 sună în felul următor. Încearcă să identifici cât de ușor sau cât de greu ți este să vorbești despre ceea ce tu faci sau nu faci bine. În contrast cu ce ar trebui să faci. Ce am vrut să zic cu asta? De multe ori vorbim generalități. Așa ar trebui să facem. Când ești întrebat, dar cum, tu cum faci? Așa ar trebui să facem. Hei, de obicei, în spatele unui sărmoar care nu vrea să spună eu greșesc aici, 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 eu-s bine, sunt cele mai mari probleme. Acolo, dacă deschizi inima aia, e cutia Pandorei. Cât de ușor îți este de să vorbești despre ceea ce faci bine sau rău, în contrast cu ce ar trebui să faci. De obicei spunem numai ce trebuie să facem, dar uităm să spunem și lucrurile bune, dar și lucrurile rele. Uităm să spunem de unde ne-a scos Domnul, uităm să spunem ce a făcut Domnul în viața noastră. Venim la rugăciune, ne rugăm și când Domnul chiar a răspuns rugăciunii, poate o vindecare, poate o minune, nu mai venim să o spunem. Ni s-a cuvenit. Am meritat. De unde te-a scos Domnul? De unde trebuie să te scoată Domnul? Vorbește despre asta deschis cu grupul tău mic. Mai încă o întrebare. Care e motivația pentru care faci în slujire ceea ce faci? Ar trebui să ai o slujire în viața ta. Nu mai zbura la low cost. Ucenicia, știi, mântuirea e un lucru pe care l-ai primit prin jertfa Domnului Iisus, nu te-a costat niciun ban. Dar Dietrich Bonhoeffer spunea că ucenicia te costă toată viața. Amin? Viziunea care nu te costă viață, energie, bani, zile, timp, nu e o viziune de la Dumnezeu. E o viziune low cost. De aceea, gândește-te bine ce moștenire lași în urma ta, ce impact ai în viața oamenilor lângă care trăiești. De cine te lași influențat? De care parte ești? Să nu uiți că dezbinarea e o boală cu transmitere în masă. Alții se vor molipsi de la tine dacă ești așa în sinea ta, revoltat împotriva lui Dumnezeu. De aceea e bine ca astăzi să te oprești. Să asculți glasul Domnului, să te rogi, să aștepți și să-ți asumi ceea ce Dumnezeu spune. Nesupunerea nu te lasă să rămâi acolo unde ești. Va degenera. De asta Hristos vrea să lucreze la inima ta și să te vindece și să fii un om roditor, plin de roadă. Dezechilibru este rezultatul asumării unor minciuni și una dintre minciuni este că tu singur vei putea să te scapi de păcat, de probleme, de boală. Numai Hristos poate asta. Numai Hristos poate să înlăture lucrurile rele din viața ta. Tu fii gata să conlucrezi cu El. Deschide-i ușa. Nu poți să faci foarte multe, dar poți să deschizi ușa și poți să pui la dispoziție tot ce ai. Parvenitul însă, fățarnicul, alege o cale ieftină a lipsei de roadă, pentru că căile ieftine nu ne costă mult. Sunt cu rezultate rapide, dar cu consecințe eterne. Hai să ne plecăm capetele. Doamne Dumnezeule, înaintea ta venim în această dimineață mulțumindu-ți pentru mesajul pe care Pavel ni-l lasă în cartea Tit, în care pledează pentru autenticitate. Vrem să fim oameni autentici. Doamne, am înțeles că nesupunerea, dezbinarea, toate aceste lucruri ne vor afecta și sunt rezultatul, dezechilibrul, rezultatul unor minciuni pe care diavolul le-a adus în viața noastră. Și uneori înlocuim Scriptura cu alte adevăruri. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne că de multe ori am respins harul lui Hristos și l-am înlocuit cu alte lucruri. N-am înțeles că legea Vechiului Testament s-a împlinit în Hristos. Că Hristos are o cale nouă, o lege nouă pentru fiecare din noi. Ajută-ne să trăim acea valoare autentică a sfințirii practice. De aceea te rog să lași Duhul Tău cel Sfânt
în noi, peste noi, să deschizi inimi, ochi, urechi. Îți mulțumim că încă mai avem harul de a ne aduna astăzi împreună. Doamne, chiar dacă viața noastră nu are foarte multe roade, Duhul Tău cel Sfânt poate să transforme inima, gândurile noastre și să producă noi roade. Suntem păcătoși, nu merităm nimic. Dar astăzi vrem să ne rededicăm Ție. Am vrea ca Duhul Tău cel Sfânt să-și pună pecetea pe fruntea noastră, pe inima noastră, pe gândurile noastre, Duhule Sfinte, te rog să miști Biserica Betel. Te rog să te atingi de fiecare din noi în această dimineață, astăzi când încă e har, înaintea revenirii lui Hristos. Ajută-ne să fim mireasa pregătită. Doamne, vrem să fim sătui de fățărnicie și astăzi să facem o schimbare. Nu vrem să plecăm de aici cum am venit. De aceea te rog să dărâmi idolii din inima noastră. Să scoți tot parvenismul care ne caracterizează. Modelează gândul nostru. Pentru tine lucrul ăsta nu e un munte prea mare. Viziunea unei vieți schimbate nu e un munte prea mare. Nu e o vale prea adâncă. Pentru tine nimic nu e prea greu. De aceea te rog să schimbi inimii în dimineața aceasta. Te rog să dai curaj oamenilor să facă o schimbare. Scoate-i din formalism, scoate-ne din formalism, Doamne. Scoate-ne din orice formă de dezechilibru, din orice trăire în minciună și necurăție. Dă-ne curajul să te mărturisim ca Domn al schimbării noastre astăzi în fața oamenilor. În numele Domnului Iisus m-am rugat, amin. Dacă în dimineața asta Domnul ți-a vorbit și ți-a spus că trebuie să faci o schimbare și să înlături fățărnicia din viața ta, le spuneam celor de la grupul mic, mașinile merg în service pentru că au nevoie să circule mai departe. Dacă tu vrei să rămâi în loc și nu vrei să mergi în cer, să nu vii în față. Dar dacă vrei să mergi în cer și vrei ca Hristos să se atingă de tine astăzi, în timp ce cântăm și mărturisim că nu e niciun munte prea mare, vină în față, pune-te pe genunchi. La finalul cântării o să mă rog pentru toți cei care vin în față și împreună cu prezbiterii îmi pune mâinile peste voi. Lasă-te atins de Duhul lui Dumnezeu. Dacă te-ai săturat să trăiești cu minciuna în suflet, dacă trăiești în dezbinare sau în nesupunere, dacă n-ai considerat până acum că Scriptura e importantă și adevărată, e important să vii în față, să te pui pe genunchi. Poate ai încă forme demonice în viața ta care stăpânesc, care le lași acolo să fie și ele printre podoabele vieții tale. Trebuie să le scoți. Dacă simți că n-ai putere, vină în față. Dacă încă simți că ai dependențe și trăiești cu ele și nu vrei să te lapezi de ele pentru că consideri că n-ai putere, dar totuși ai dori o viață nouă, lasă ca Duhul Sfânt să te umple și pe tine. Vino și tu în față. De aceea toți cei care vrem să trăim în autenticitate, într-un alt nivel, la o altă formă, astăzi suntem chemați să ne punem pe genunchi. În timp ce recunoaștem că schimbarea e posibilă, că nu există vale prea adâncă pentru Dumnezeu. Doamne, te rog să schimbi inima astăzi, să așezi adevărul Tău acolo, să transformi vieți, să dai vindecare, să aduci schimbare, să aduci bucurie, să aduci dinamism. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.
prea mare, nu e pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare, nu e pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu e nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. În furtun la cuvântul tău și stele se supun, mi-ai dat puterea ta să fiu mai mult decât eu pot visa. Chemat doar să te ierte, te pune într-un loc nou și te cheamă pentru că are o lucrare și o viziune pe care tu nu poți duce. Nu-i munte prea mare, nu-i un pustiu prea uscat, nu-i un diagnostic prea greu pentru Dumnezeu. Împreună poți să treci cu El de mână. O
să mai cântăm un verset de cântare. Și dacă simți că Duhul Sfânt te-o chema și pe tine, El te cheamă ca să zbori pe cer la un alt nivel, la o altă clasă, pentru că nu vrea să te lase jos. Am să mă pun și eu pe genunchi, pentru că și eu am nevoie să atingă Domnul de mine. Până astăzi m-am săturat și eu de orice formă de duplicitate, de fățărnicie. Așa că în timp ce mă rog la final, Duhul Sfânt te cheamă și pe tine. Vino și tu. Vino în față. Și împreună ne rugăm. Nu e munte prea mare. Prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare, nu-i pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare. Pustiu prea uscat, nu e vale prea adâncă, pentru că El e și acolo. Nimic mult prea greu, nimic mult prea greu, nu e munte prea mare. Nu-i pustiu prea uscat. Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu-i vale prea adâncă, vă împietriți inimile. Nu-i nimic mult prea greu, nimic mult prea greu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, a spus Domnul Iisus. Eu vă voi da odihnă, odihna sufletului, bucurie. Hristos în inimă, Hristos în noi, nădejdea slavei. Să nu mai fim purtați încoace și încolo, ci să-L avem pe Hristos în inimă. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru că înaintea ta toate lucrurile sunt deschise. Inima noastră, gândurile noastre. Înaintea ta nimic nu poate să rămână ascuns. Tu ne cunoști în profunzime și tu vrei să ne schimbi viața. Tu vrei să dai vindecarea inimii. În numele Domnului Iisus venim înaintea ta cu toți oamenii care suntem pe genunchi, mărturisindu-ți că astăzi vrem o schimbare în viața noastră. Că ne-am săturat să umblăm pe mai multe căi. Că ne-am săturat să permitem minciunii în viața noastră sau legăturilor să existe acolo. De aceea, în numele Domnului Iisus, te rog să aduci eliberare. Te rog să dai vindecare. Tu ne chemi la o viziune nouă. La fi robii tăi care netezesc calea înaintea venirii tale. Care vestesc un an de îndurare. Care vestesc viață din belșug. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne însoțească, să ne coordoneze și să ne umple. Doamne, vrem o umplere nouă. Te rog să aduci o trezire puternică în Biserica Betel, care să nu ne lase să rămânem între cele patru ziduri, să nu mai fim indiferenți, fățarnici, fără rod. Doamne, te rog ca să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, pentru că credem într-un Schwabach câștigat pentru Tine. Credem în vecinii noștri câștigați pentru Tine. Credem în familiile noastre câștigate pentru Tine prin Duhul Tău cel Sfânt. De aceea te rog să ne umpli pe toți cu Duhul Tău cel Sfânt astăzi. Să trăim uniți, să ne supunem Scripturii. Doamne, te rog ca să schimbi inimile noastre. Te rog să ne vindeci. Toți cei care s-au pus pe genunchi, Doamne, atinge-Te de ei într-un mod special. Doamne, avem nevoie de umplere nouă. Avem nevoie de puterea, călăuzirea, vindecarea, atingerea, pecetea Duhului Sfânt. Te rog să le lași din plin peste noi. Îți mulțumim că astăzi încă ai făcut o chemare. Îți mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt este la lucru în biserica Betel. Doamne, vrem să ne lăsăm coordonați de Tine. Renunțăm la idolatrie, la fățărnicie,
la minciună, la mânie, la stricăciune, la gelozie, la orice lucru care ne robește, la uitare. Ajută-ne să luăm pietre de aducere aminte. Ajută-ne, Doamne. N-am spus de multe ori mulțumim. O spunem astăzi, Doamne. Mulțumesc pentru harul Tău, pentru viață, pentru sănătate, pentru familie, pentru biserică, pentru părtășie, pentru închinare și pentru cafea bună. Îți mulțumim pentru toate lucrurile care le dai în biserica Betel. Te rog să răsplătești fraților care au organizat tabăra cu viață veșnică. Doamne, răspunde-le la rugăciuni. Îți mulțumim că copiii noștri au fost acolo și sunt transformați prin harul Tău. Lucrează în viața lor pe mai departe ca sămânța pusă acolo să aducă rod. Doamne, atinge-Te de noi. Nu vrem să plecăm de aici cum am venit, ci vrem să plecăm cu ungere nouă, cu putere nouă. Lasă inima noastră transformată, gândul nostru transformat. Și pentru că Tu vei face mult mai mult decât îți cerem, Te lăudăm, Te proclamăm, îți mulțumim. Fie îndurarea Ta peste noi, după cum noi o nădăjduim de la Tine. Amin. Cel mai mare lucru pe care Dumnezeu îl face în poporul Său este să lucreze cu putere și de asta Dumnezeu ne uimește, fiindcă Dumnezeu ne-a dat trup și ne-a dat și suflet. Și așa cum Dumnezeu ne învață să ne purtăm responsabil cu trupul nostru, așa ne învață să fim responsabili și cu sufletul. Amin. Și aici Dumnezeu ne arată în fiecare duminică cum lucrează. De aceea vă doresc la încheierea serviciului multă binecuvântare, dar aș dori să mai facem un lucru, să mai cântăm o cântare spre lauda lui Dumnezeu, să ne despărțim practic în închinare. Amin. Haideți să cântăm această minunată cântare. Nimeni nu e ca Tine și așa vrem să intrăm în săptămâna nouă. Astăzi ai de copii se închină cu bucurie, îți cântă și îngerii, Tu ești Domn din veșnicie. Astăzi ai de copii se închină cu bucurie, îți cântă și îngerii, Tu ești Domn din veșnicie. Ridicăm mâinile chiar acum către cer, Tu ești vrednic de închinare. Doamne, numele Tău vrem acum să înălțăm, Tu ești vrednic de adorare. Nimeni nu-i ca Tine, plin de strălucire, cerul întreg îți cântă mărire. Tu domnești în ceruri îmbrăcat în slavă, universul pe Tine te laudă. Ta
cerurile, chiar acum către cer. Tu ești vrednic. Doar tu, Doamne, de închinare. Doamne, numele Tău vrem acum să înălțăm. Tu ești vrednic de adorare. Ridicăm inimile chiar acum către cer. Mărețe Domnul nostru, El merită aplauzul, nu noi. Dumnezeu este mare, El să vă binecuvinteze în săptămâna în care intrați și să aveți bucurie și să emanați bucurie. Fiți o binecuvântare pentru vecini, pentru colegi, pentru cei de la școală, cei de la lucru. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.